Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă emisiune. O parte din viața reală a Văii Jiului depinde foarte mult de imaginea pe care Valea Jiului o are acasă, în țară și în lume. Deseori atunci când vine vorba de imagine, sportul joacă unul din rolurile cele mai importante în promovarea unei imagini corecte, a unei imagini reale, a unei imagini pozitive. Pentru că la urma urmei, sportul este este o activitate care ține de fair play, care ține de promovare, care ține de viața reală. Vom vorbi în această seară despre sport și despre rolul sportului în Valea Jiului și în promovarea imaginii Văii Jiului cu sportivi de performanță. Vom vorbi cu campioni. Iată de ce în studioul televiziunii Parâng se află în această seară domnul Radu Polifronie, directorul Clubului Sportiv Municipal Petroșan, pe care îl salut. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Radu a venit la emisiune nu cu mâna goală, ci cu unul dintre sportivii lui cei mai buni. Este vorba despre Ionuț Andrei Ipate, unul din campionii petroșanului. Bună seara, bine ai venit, Ionuț! Bună seara, bine v-am găsit! Așadar, sport... CSM Petroșani, două lucruri care converg spre un singur deznodământ. Succesul oamenilor, succesul Văii Jiului. Ce înseamnă CSM Petroșani astăzi pentru Radu Polifronie? Pentru mine CSM Petroșani practic este modul meu de viață, cum să spun. Deci totul se leagă de acest club și în jurul lui. De când s-a înființat Clubul Sportiv Municipal din anul 2009, sportivii din Petroșani au avut o nouă deschidere la secțiile care s-au format în momentul respectiv. La ora actuală suntem 5 secții. Întâi să prezint secțiile, deci avem secția de tenis de masă, antrenor Marius Rosenfeld, secția de tenis de câmp, antrenor Peter Grigore, de tenis, nu tenis de câmp, am fost corectat de câteva ori și la Federația Română de Tenis când am fost. Avem secția de șah cu antrenor-coordonator Gheorghe Șcurhan și cu Elvis Apostu. Și mai nou avem înființată și secția de box de anul acesta, pe care l-avem, unde avem antrenor-coordonator pe domnul Pescaru. Iar ultima secție de anul cea din urmă este secția de karate, unde implicit sunt antrenor principal și Alina Tinca, antrenor plin, practic. Nu pot să spun că e antrenorul meu secund, fiindcă muncește cod la cod cu mine și... Din fericire, iată că în ultima perioadă această secție de karate este cea care a adus și foarte multe bucurii, nu doar pentru voi, pentru CSM Petroșani, ci pentru întreaga comunitate locală din Valea Jiului. Telespectatorii noștri care au urmărit săptămâna trecută buletinele de știri ale televiziunii Parâng și presa locală au aflat, desigur, deja faptul că voi, cei de la CSM Petroșani, sunteți campioni naționali, atât la probe individuale, cât și pe echipe. Cum e să fii cel mai bun din România la un astfel de sport? Nu este ușor. Deci, multă lume vede doar medalia în sine, rezultatul, dar în spatele acestor rezultate e foarte multă muncă, foarte multă transpirație, foarte multă renunțare la... Deci sunt sportivi care efectiv și-au dăruit timpul liber acestei activități, să facă sport de performanță. Sunt sportivi pe care am făcut să creadă în ei. În primul rând am reușit să creez niște caractere, să creez o familie puternică. Echipa de băieți în mod special, care mi-a luat mult mai mult timp decât să formez o echipă de fete. La ea băieți e concurența mult mai mare, deci sunt mult mai mulți, e mult mai puternică concurența, deci sunt mai, cum să spun, mai ambițioși, mai... Deci la fete e mai dificil, dar în timp am învățat să lucrez și cu fetele. Fiindcă la fete rezultatele vin un pic mai ușor, mai repede, fiindcă nu e concurența la fel de mare ca la băieți, dar e greu să se mențină, fiindcă fetele e mai dificil. Dar această echipă care am reușit să o creez n-a fost că i-am selecționat și i-am luat de la 12 ani și așa mai departe. Nu, deci toți copiii care, mă rog, eu le spun copii și acum,
Au ajuns la, deci în echipa care am deplasat-o la București, la finala campionatului național, a fost cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani. El fiind cel mai mare, va împlini 20 de ani acum la sfârșitul noiembrie, deci la tineret. Și dacă tot este de față, fac o paranteză, el este și student al Universității din Petroșani, la Facultatea de Științe, a reprezentat Universitatea la campionatele universitare, unde a ieșit campion național universitar, a reprezentat Universitatea Petroșani și la campionatul european universitar, acolo fiind în premieră, fiind nivel de senior, totuși a fost mai dificil, dar data viitoare vom ieși mai bine, eu sper, și acolo. Să revenim la echipă. Și acești copii au crescut în sală de la 7-8 ani. Toți. Deci la început, până a fost clubul CSM, ne-am descurcat cum am putut. După ce primăria, în frunte cu domnul primar Tiberiu Iacobriții, care practic a fost motorul principal, și doamna Monica Iacobriții, care la vremea respectivă era ministrul tineretului și sportului, deci au avut inițiativa să înființeze acest club, s-au schimbat toate. S-au schimbat toate, altă deschidere pentru sportivi, altă motivație. Au văzut că au pe cineva în spate care îi sprijină, care îi apreciază, care... No, deci le asigură... E interesant ceea ce spui, cu atât mai mult cu cât chiar la conferința de presă în care domnul primar Iacobriții v-a felicitat pentru performanțele voastre, domnia sa spunea că la vremea când a fost gândit acest club sportiv municipal, el nu avea în vedere neapărat obținerea de performanțe sportive, ci s-a dorit a fi un loc în care tinerii, la fel ca Andrei și ca mulți alții la fel ca el, să-și găsească un loc plăcut în care să-și exerseze talentul sportiv și chiar să petreacă câteva ore în compania altor tineri într-un mod extrem de plăcut. Cu toate acestea, iată, voi ați dus mai departe această ambiție a sportului din Valea Jiului și din ceea ce ar fi trebuit să fie doar o preocupare pentru timpul liber, iată, v-a ajuns la nivelul performanței și nu orice fel de performanțe, pentru că trebuie să recunoaștem în vremurile pe care le trăim să obții un titlu național. Absolut. Este extrem de important. Da, o să ajungem și aici. Într-adevăr, când s-a înființat, asta s-a dorit ca o mișcare de masă, dar eu știam ce vreau să fac. Eu știam unde vreau să ajung, fiindcă mă săturasem să merg la competițiile care se țineau în București și în alte orașe și să fim priviți. Au venit și ăștia din Petroșani, au venit minerii, deși noi aveam rezultate și atunci. Dar nu de asemenea amploare. Și acum am reușit să-i fac mândri. Să se simtă mândri că sunt din Petroșan, că sunt din Valea Jiului, inclusiv pe treningurile noi, scrie Petroșan pe mânecă, Petroșan pe spate, deci să se vadă, să se cunoască, să se știe. La București am fost aplaudați la scenă deschisă, cele mai multe cadre, deci la București au fost vreo 4 televiziuni de sport, a fost Trusturi Media, Adevărul, Sport Total, ProSport, Agerpresul, deci nu mai știu, cele erau mai trecute, au fost trusturi da. De la Digi, de la Dolce Sport, deci o grămadă de televiziuni care au dat la știri, care au dat în presă, și acolo a scris clar, deci CSM Petroșani a cucerit cele mai multe titluri la individual, am avut 5 titluri și unul pe echipe, dar la echipe n-a fost oricum, amândouă echipele au ajuns în finală, unii au înțeles că suntem cluburi, că două cluburi din Petroșani. Nu, au fost echipa întâi a CSM-ului, formată din 2 cadeți și 3 juniori. Cadeți ce înseamnă 14-15 ani, juniori 16-17 și echipa a doua la fel, din 3 juniori și 2 cadeți. Și echipa întâi a avut în turul 1, că ne-au și pus grile ca lumea la echipe, am avut pe Dinamo București pe care efectiv i-am spulberat, deci n-au luat un punct cu noi. Deci a fost per total 14-0. Pentru noi, în 2 meciuri, normal sunt 2 din 3, dacă câștigat primele 2, al treilea meci nu se mai ține. Iar la echipa a doua, de echipa a doua s-a ocupat în mod direct Alina, că nu puteam să fiu în ambele suprafețe, a reușit să conducă echipa până în finală, eliminând la rândul ei pe Arsenal București, pe Steaua București, pe Dinamo Scorpion, a doua echipa lui Dinamo. Nume grele, da, în karate, da. Iar noi am trecut cu echipa întâi, am trecut de Dinamo București, echipa întâi în primul tur, în turul 2 de CSS Râmnicu Vâlcea, iarăși un club puternic, care a cărui antrenor Mihai Ioniță este antrenorul federal al loturilor naționale și am eliminat echipa. Iar în turul 3 am trecut de un club tot din București care are sponsor un domeniu al vinului.
parcă ceva Casa Panciu, nu mai știu, în fine. Deci nu mai țin minte exact cum se numeau ei, că aveau un nume mai lung. Și în finală am ajuns... Deci la probele pe echipe au fost înscrise doar 13 cluburi, 12 cluburi au avut echipă și au fost 13 echipe, fiindcă noi am avut două. Iar la probele individuale au fost, cum scria și în presă, aproape 400 de sportivi din 42 de cluburi. Înainte de a detalia puțin performanța sportivilor de la CSM Petroșani la campionatele naționale de karate, aș vrea să ne îndreptăm puțin și spre Andrei Ipate și am să-l întreb pe Andrei cum se vede viața după cei mulți ani de sport pe care deja i-ai petrecut și dacă toate aceste performanțe înseamnă pentru tine foarte, foarte mult. Da, păi de când m-am apucat de karate de la vârsta de 7 ani, deci am 13 ani împlinesc anul acesta de când practic karate și de atunci pot să zic că toată viața mea se învârte în jurul karateului, adică în timpul liber petrec la karate, când nu sunt la karate mă gândesc la karate, deci... Sunt foarte... Când ai început acest sport, te gândeai că va veni o vreme când de numele tău vor fi legate performanțe ale acestui sport la nivel național? Atunci era doar un vis. Deci mă gândeam, uite, poate o să ajung și eu acolo și iată că trecut timp, am muncit și am ajuns să... Cum decurge viața unui sportiv de succes din Valea Jiului, din cadrul CSM Petroșani? Păi, în primul rând, sunt foarte multe... Deci pot să spun că am renunțat la multe ca să cere viața de sportiv de performanță, cere multe sacrificii. Fără atâtea ieșiri pe afară cu prietenii sau așa, mai puțin, câte puțin din toate. În primul rând te concentrezi pe sport, dacă asta îți dorești și trebuie să faci totul în așa fel încât să compensează rezultatele și satisfacțiile pe care ți le dau titlurile de campion și... Eu știu, celelalte titluri pe care le obții în competiții importante compensează aceste lucruri, viața aceasta pe care ai fi putut să o petreci alături de prieteni? Da, eu spun că asta este cel, deci când ajungi pe locul întâi acolo pe podium, uite, am muncit, am obținut asta, sunt mândru de mine și știu că n-am irosit timpul degeaba, știi, rămâne o medalie, o amintire de... E greu, e ușor să te prezinți la o competiție având, eu știu, acest, unii spun handicap, n-aș folosi termenul chiar atât de dur, această etichetă, vin din Valea Jiului, vin de la Petroșani. Ai avut momente când ai simțit că această etichetă poate pune oarecum în umbră performanțele tale strict sportive? Au fost în unele competiții și cazuri când am mai fost puțin defavorizați de arbitraj din cauza noi fiind majoritatea din București, noi fiind din Valea Jiului. Provincie, până la urmă, da. De oriunde? Nu am avut atâția. De când luptam contra unui sportiv de la Dinamo, erau doi arbitri de la Dinamo la scaun. Normal că aveam un pic, deja intram un pic cu dezavantaj. Dar în ciuda faptului tot am reușit să... Până la urmă, performanța câștigă și spune cuvântul în orice sport. Da, am să revin la Radu Poriflone și am să te rog, Radu, să ne detaliez puțin modul în care s-a desfășurat acest campionat național. Eu am înțeles că este unul dintre cele mai bine organizate, cel puțin de până acum. Cel mai bine, cel mai bine organizat campionat. A fost în sala, acum dumneavoastră puteți urmări și telespectatorii pe ecran. Înainte l-ați avut pe Laurențiu Bazavan la cadeți, care a câștigat la plus 70 de kilograme titlul național. Acum cel cu albastru, centura albastră și echip mănuși albastre, este sârbul Claudiu, care este la junior la minus 61, luptă cu un sportiv de la Steaua, Enache Nicușor, care este și în lotul național, Enache Nicușor, dar după ce a pierdut cu sârbul, n-a mai fost în lotul național. Deci a pierdut și acest drept. Deci sârbul a reușit să-l învingă pe final de meci, a reușit cu 3-0 să-l învingă și acum vreau să revenim. Perioada de desfășurare a fost 18-20 octombrie. În data de 18 noi a trebuit să ajungem la ora 6 la înscrieri, unde s-au verificat legitimațiile, vizele medicale. Pe această cale vreau să mulțumesc și medicului de competență sportivă din Valea Jiului, domnului Jianu, care el mi-a consultat sportivii, mi-a verificat, ca să spun așa, le-a făcut revizia înainte de campionat și n-am avut nicio problemă, deci au fost toți ok. Am fost la înscriere, verificarea vizelor, actelor,
Apoi s-a plătit taxele de participare, s-a efectuat cântarul pe fiecare categorie în parte, fetele într-o parte, băieți într-o parte. Aici aveți o fotografie cu echipele în finală după meci, când au făcut hora victoriei. Este o poză făcută de o firmă oficială care se ocupa de fotografii, vedeți în colț pe ecran, da. Jazz, nu mai știu cum se numește. Ei se ocupau de fotografie. Aici îl vedeți pe Oli în finală. Dacă vă uitați pe tabelă în spate, se observă că este 0-0, timpul s-a terminat și la albastru este 1-0 pentru Oli. Sportivul celălalt și la propriu și la figurat a fost în genunchi. Dar a fost descalificat, de se vede și mâna arbitrului care a oprit meciul, deci meciul era terminat. Acum, nu știu, a fost greșeală, n-a fost greșeală de arbitraj. Cert este că aici este o poză de la minus 61 cu sârbul Claudiu și cu Stoi Radu, că am avut și un sportiv pe locul 3, și cu ceilalți doi sportivi, Enache de la Steaua și celălalt de la Petrom, cred că este, Flacăra Moreni. Acolo. Aici o din nou fotografie cu Ipate Ionuț în acțiune, o tehnică de picior pe Ciudan la nivel de mijloc, adică pe toracele adversarului. Aici cred că este fotografia de la cadete unde am avut finala, locul 1 Hatvaladi Ștefania și Arghirea Mădălina este pe locul 3. Hatvaladi Ștefania era îmbrăcată în trainingul lotului național, că este și ea membra lotului național. Așa mai departe. Aici Laurențiu Bazavan, la finală cel de pe mijloc, care a luat locul 1. Acum din nou Ștefania. Aici este Hatvaladi Ștefania, da, cu Arghirea Mădălina pe locul 2. Da, Arghirea Mădălina. Așa, să revenim. Deci, în prima seară, după ce s-a făcut practic partea organizatorică, de dimineață, sâmbătă, s-au început preliminariile la Cata, cadeți, junior, tineret, individual și echipe, apoi, de la ora 13.30, după deschiderea oficială și defilarea cluburilor, cele 42 de cluburi, s-a început preliminariile pentru proba de cumită de luptă la cadeți, apoi la junior și la tineret, la patru suprafețe. Iar seara cu proba pe echipe, aici vedeți sala înainte de competiție, erau cele patru suprafețe. Asta, sala superbă. Da, sala polivalentă. Asta era, cred că era vineri seara, dacă nu mă înșel, înainte de când s-a, la deschidere. Când s-a făcut, nu, s-a făcut o repetiție aici pentru deschidere cu defilarea. Așa. Iar sâmbătă, duminică, doar pe o singură suprafață, pe un podium la un metru și ceva deasupra solului, s-au desfășurat finalele pe rând. Se făceau finalele la cadeți, se făceau premierele și așa mai departe. Poate colegii dumneavoastră o să reușească să dea niște imagini și din meciul de la echipe sau de la premieră. Deci a fost exact o organizare ca la campionatele europene și mondiale. Sportivii erau într-o sală de încălzire toți, venea stewardul de unde îi... Acolo vedeți echipa noastră, a doua echipă, după cei în albastru închis, cei în alb suntem noi. Venea stewardul și spunea categoria și meciul care urmează, era însoțit la suprafață, deci a fost foarte, foarte bine organizat. Și se vede că avem un suflu nou în federație, un nou staff organizatoric, un nou președinte care îl interesează și imaginea federației, imaginea cluburilor. Au fost organizate demonstrații de ushu, karatea și hara, jiu-jitsu, aikido în deschidere. Deci a fost un festival de arte marțiale, practic. Câți sportivi a dus la acest campionat național CSM Petroșani? Noi am deplasat... Au fost două echipe până la urmă. Nu, două echipe la juniori. La juniori și cadeți, la băieți. Deci am deplasat un lot de 17 sportivi, 12 băieți și 5 fete și 2 antrenori. Deci, din acest sportiv, dacă ar fi să facem un calcul... Acum urmărim pe ecran, urmărim, se vede premiera de la echipe. Da, se vede premiera de la echipe. Probabil publicul dumneavoastră, telespectator, va auzi și sonorul când se anunță echipa campioană națională și echipa de pe locul 2. Pe locul 3 a fost CSS Râmnicu Vâlcea și Dinamo Scorpion. Ei au obținut că automat toți cei învinși de finaliști intră în recalificări pentru medaliile de bronz. Procentual vorbind din sportive pe care CSM Petroșani a deplasat la acest concurs, câți au urcat și pe podium? Păi cred că din 17, 15 au urcat pe podium. La echipe, fiind echipele formate din 5 sportivi, deja 10 au fost pe podium. Și apoi am avut la probele individuale unde s-a anunțat să enumăr puțin campionii. Sigur. Deci la cadeți am avut pe Bazavan Laurențiu, campion național la plus 70 de kilograme, Hatvaladi Ștefania, campionă națională la minus 54 de kilograme la cadete. La juniori am avut din 5 categorii posibile, am câștigat 3.
ceea ce ne-a și adus titlul absolut la junior. Deci sârbu Claudiu minus 61, Sebe și Robert minus 68 și George Condescu plus 76 de kilograme. Am ratat categoriile de minus 55, unde juniorul nostru n-a fost suficient de concentrat și a obținut doar locul 5, Darius Tot, iar la minus 76, Riți Mihai, tot așa, nefiind suficient de concentrat, ar obținut doar bronzul la minus 76. Deci, acum, eu poate eram prea ambițios să câștig la toate categoriile, dar eu știu ce sportivi am pregătit și știam că aveau potențialul ăsta. Deci noi am putut să facem asta. Chiar am fost în stare să câștigăm categoriile. Fiecare sportiv care l-am deplasat acolo, cu două, trei excepții, avea șanse să intre în finală și să o câștige. Apoi am avut finala pierdută de Arghire Mădălina, care a pierdut tot cu Ștefania, tot cu sportiva noastră în finală, deci am avut finala noastră. Am mai avut finala lui Oli, care a fost la tineret, la minus 68, la 18-20 de ani. Și am mai avut argintul de la echipe. Iar medalii de bronz am mai obținut Radu Stoi în categorie cu sârbul Claudiu la minus 61. Puteau să fac amândoi finala dacă era mai concentrat. Și Diana Panaite la plus 54 de kilograme la cadete. Cine mai luat bronz? Găman. Și Găman Bogdan la minus 63 de kilograme la cadeți. A obținut medalia de bronz. Și am mai avut un loc cu 5 la cadeți la minus 52 de kilograme, prin Molnar Ionuț. Au mai participat, Ambruș Andreea la plus 54, de asemenea a luat locul 5 și a mai participat la Vina Deatc. Era mai începătoare, dar trebuie să-i cresc, să se obișnuiască cu emoțiile unui astfel de concurs, nivelul ridicat. Eu zic că puteam chiar mai mult. Eu de acasă mi-am propus, ei știu, 7 finale. Dacă îmi propuneam 9, aș fi ajuns în 9 finale, cred, nu știu. Acum noi ieșim campioni, ne așteaptă un nou prag. Deci în data de 22-24 noiembrie la Brașov este un fel de supercupa României, cum ar veni, Open-ul României. Acolo participă doar campionii din toate stilurile. Și noi, fiind echipa campioană, noi vom deplasa echipa de 17 sportivi. Aici urmăriți finala de la plus 76, sportivul nostru este cu roșu, George Condescu. Este o finală a județului Hunedoara. Sportivul cu albastru este din Hunedoara, îl cheamă Șoș Eric. Și sportivul nostru este cel cu roșu, George Condescu. Este din Lupen, de origine. El a câștigat finala la scor cu 6-0. Deci a fost un meci frumos. De fapt, toate finalele noastre au fost reușite. Da, revenind la Open-ul care urmează. La Brașov. La Brașov. Practic, noi trebuie să ne apărăm blazonul. Din sportivii din Valea Jiului sunt obligați să participe la acest Ce se întâmplă la aceste competiții de nivel interstiluri, de Open-ul României, ei primesc un punctaj, ca la tenis de câmp. Deci există un clasament, un ranking, unde ai un punctaj. În funcție de punctajul ăsta ești chemat sau nu la lotul național, la selecția finală. La selecția finală dai probe fizice, faci meci cu toți sportivii chemați pe categoria ta, dar tu ai deja un punctaj din spate cu care vii și care te trece un pic peste ei. Cum au avut și Oli, care pleacă în Spania peste 5 zile, pleacă în Spania la campionatul mondial. O să vorbim și despre asta, cu lotul național. El mâine deja se deplasează în cantonamentul lotului național, la complexul olimpic. No, revenim la Brașov. Acolo este o competiție extrem de tare, va fi, fiindcă de când în România nu mai există decât o singură federație de karate, Federația Română de Karate, în care noi am fost de la început, automat toate federațiile mici au trebuit să se desfințeze și să vină spre noi. Să vină cluburile spre această fiindcă în sfârșit ministerul s-a sesizat, fiindcă la noi nivelul era foarte puternic, iar celelalte erau niște federații mărunte care nu mă încurcau și luau niște bani de la bugetul statului degeaba. La noi, fiind foarte greu să obții niște rezultate la nivel de VKF afară, VKF ce înseamnă World Karate Federation, este singura federație mondială acreditată de Comitetul Olimpic Internațional și de Sport Accord. Că acum, dacă nu ești în Sport Accord, nu existi, cum se spune. Hai. Unde este domnul Marius Vizer, este președinte. Marius Vizer este președinte, deci, care este și președintele Federației Mondiale de Judo, deci se știe. Deci România stă bine, cum să spunem așa, la funcțiile de conducere din aceste organisme internaționale. Și e foarte bine că s-a deșteptat și la noi cineva și a reușit să se sesizeze ministerul. Și acesta a fost domnul Lucian Boroiu, actualul președinte al nostru, care a hotărât să nu mai accepte. Ori vine toată lumea la noi și se întrece cu noi, ori nu mai există.
Adică de altă parte și gradul de dificultate al competițiilor, sunt convins că este mult mai mare și performanțele obținute sunt cu atât mai importante. Da, ei probabil vor veni cu niște ambiții foarte mari la Open-ul Brașovului, este prima lor participare acolo și vor da de greu. Vor da de greu acolo. Dar e bine că se întâmplă acest lucru, că cu cât este mai mare concurența, cu atât va crește nivelul calitativ al sportivilor români și valoarea putem să avem, dacă ne comparăm cu Franța, care este o superputere în acest sport, și Serbia, care este o țară mică pe lângă România, la fel. Deci am ales două țări, fiindcă mie îmi plac sportivii din țările respective și au niște rezultate teribile. Dar în Franța sunt 3.000 și ceva de cluburi. În Serbia, karateul este sport național, se investește foarte mult. Și viitorul este al artelor marțiale. Deci ați observat că peste tot copiii se îndreaptă spre arte marțiale. Până la urmă este și un sport foarte frumos și care dezvoltă armonios. Motoul Federației Române de Karate este karate pentru educația copilului tău. În primul rând, nu toată lumea va veni în sală, deci noi avem și grupe speciale unde nu vine lumea pentru performanță. Vin copiii efectiv să facă mișcare. Întâi le dezvoltăm calitățile motrice, agilitatea, mobilitatea, coordonarea. După ce dezvoltă aceste calități, atunci putem discuta cu părinții, spunem, uite, Andrei, un nume fictiv am spus, Andrei este capabil să producă mai mult, să fie campion, să devină campion în timp, să are calități care îl propun pentru performanță. Și atunci, dacă se dorește, îl trecem la grupa de performanță. Absolut. Pentru că vorbim de performanță și îl avem alături de noi pe Ionuț Andrei Pate, care este unul din performerii CSM Petroșan la karate. Am să trec din nou cu dialogul către Ionuț și am să-l rog să ne detalieze puțin ce urmează, pentru că ne-a dezvăluit Radu, urmează o competiție internațională extrem de importantă în cariera ta. Păi pentru a ajunge la această competiție a trebuit să trece de selecție națională. Selecție care a avut loc la Izvorani, unde ca și preliminar a fost Cupa României, unde am obținut și acolo locul întâi și automat am plecat cu un plus de puncte față de... Selecția a fost din două părți, proba fizică și proba de cumite. La proba fizică din nou m-am impus la majoritatea probelor de alergare, de flotări, de ce a continuat. Și la proba de cumite, la fel, am obținut 7 victorii și un singur egal. Și ceea ce m-a propulsat pe primul loc și am intrat în lotul lărgit de 22, care ar trebui să meargă la campionatul mondial din Spania. Imediat după selecție, am rămas o săptămână acolo în cantonament cu un antrenor italian care ne coordonează acum pentru acest campionat, domnul Rodolfo Bancone. Și... După această selecție, mai două săptămâni de pauză, după care am fost încă o dată la selecție. Am avut 3 zile de antrenamente, după care am mers în cantonament, după care am mers la Cupa Mării Negre, la Constanța. Apoi, după la începutul lunii octombrie, am mers cu lotul acesta de 22 și ceilalți de care au mai vrut, care junior și senior și under 21. Lotul lărgit de senior, nu care a mai vrut. Deci, care au, la campionatul european de Shotokan, care s-a ținut în Turcia. Deci pentru ei a fost un test de verificare acolo lot. Da. Deci vârful de formă n-a fost să fie la Bursa în Turcia sau la Constanța, la Marea Neagră. Deci vârful lor de formă normal trebuie să fie săptămâna viitoare la Guadalajara, în Spania. Da. Nici chiar la naționale n-a fost vârful de formă. Deci pentru sportivii de la lot acestea sunt câte competiții de verificare, ca da, să dar contează, o ascensiune. Deci, ei au trebuit să confirme că au fost sportivi. De exemplu, noi am întâlnit în campionatul național, am întâlnit de 4 ori sportivi de la lot și pe toți am învins din cei pregătiți de la lot. Deci a fost Sârbu Claudiu, care ați văzut meciul, Bazavan Laurențiu în prima finală l-am învins pe Aluchinesei Cosmin de la Sportul Studențesc, George Condescu pe... Deci nu în final, în final a fost cu Hunedorean. Într-un meci preliminar l-am învins pe... de la Steaua. Paul Tutungiu de la Steaua, fără drept de apel. Deci ne-am eliminat vreo 3-4 sportivi de la lot, care după aia n-au mai făcut obiectul selecției.
Da. Ce așteptări ai de la participarea ta la campionatul mondial? Păi având în vedere că este prima mea participare la campionatul mondial de VKF de cel mai înalt nivel, vreau să produc o figură cât mai frumoasă, să trec cât mai multe tururi și să fie acasă cu un rezultat demn de a fi prezentat din nou la televiziune. Exact. De altfel, până la urmă, însăși performanța de a ajunge la un campionat mondial este o performanță, cred eu, demnă de a fi prezentată nu doar în Valea Jiului, ci la nivel național. Da. Păi, practic, acest campionat mondial interstiluri, cum se mai spune, de VKF, este odată la 2 ani organizat. Anul acesta a fost în Europa. Adică va fi în Europa, la Guadalajara, lângă Madrid. Câte țări participă la o astfel de campionat? Păi, de exemplu, anul trecut la senior, la Paris, la campionatul mondial VKF, au fost 116 țări, 1000 de sportivi, numai seniori. Aici, fiind cadeți juniori și tinere, e posibil să fie mai extins. Va fi clar, vor fi mult mai mulți, fiindcă la seniori au fost doar seniorii, aici fiind și tineretul, și juniorii, și cadeții, deci eu zic că va fi o ediție destul de record, ca mai ales după organizarea de la Paris de anul trecut, fiecare țară încearcă să-și organizeze și mai bine campionatul și mai spectaculos să fie. Și acest campionat fiind dată la 2 ani, România la nivelul ăsta are foarte puține rezultate, fiindcă celelalte țări investesc foarte mult, nu mai vorbim de nutriție, de medic, deci deja se lucrează și sportul are nevoie de știință. Categoric, deci categoric. Ori, la nivelul nostru de-abia începem să descoperim aceste lucruri. Deci noi și poporul român în general și acum în special în Valea Jiului. Valea Jiului este un izvor nesecat de talente, indiferent de sportul în care vorbim. Deci nu vă imaginați ce copii talentați există în această zonă, în absolut orice domeniu. Deci multă lume îmi spunea în țară, deci aici fac din nou o paranteză, după acest campionat, zicem, bă, noi ne v-am văzut de mult, deci arbitrii, antrenori de la cluburile rivale, părinții ai sportivilor de la cluburile rivale și chiar sportivi. Deci am fost oprit și eu sau Alina sau sportivii mei și n-am felicitat la scenă deschisă. Deci chiar la un moment dat nu realizam că mi se întâmplă acest... Fiindcă îmi spuneau, domne, de mult trebuia să vă spun asta, dar nu, fiind rivalii noștri, din orgoliu nu v-am spus. Dacă nu se mai poate, ați fost peste toți. Ați fost cea mai bună echipă. Deci ni s-a spus asta în față. Și ne spuneau că dacă acolo în Valea Jiului... copiii mai altfel, că suntem asemuiți cu sportivii din Serbia. V-am spus, mie mi-a plăcut foarte mult, eu am fost cu ei de multe ori în Serbia la competiție, am fost eu să mă pregătesc în Serbia, să învăț, dar nu înseamnă că ceilalți nu pot. Dar eu am deschis ochii la ce trebuie, am învățat. Și am știut cum să-i motivez, am știut cum să-i cresc, cum să-i antrenez ca să fim peste ei. Și am avut eu o ambiție să ajung cu ei sus, să fim peste ei, să-i fac să fie mândri că sunt din Petroșani. Când te duci acolo și spui de unde ești din Petroșani, pe când spunem că a venit, când ei văd microbuzul de Petroșani și avem plăcuța în parbriș și scrie CSM Petroșani, Clubul Sportiv Municipal, că am scris mare, Petroșani, deci a venit Petroșani, nu se face liniște când intrăm acolo. Deci toată lumea știe, bă, a venit Petroșani, gata, acum a spus, putem începe. V-ați câștigat, da, câștigat respectul, deci am câștigat respect, am impus. Și abia aștept să ajungem la Brașov. Sper să nu fie nicio problemă, să fim toți sănătoși. Nu mă gândesc că va fi o problemă, că în bugetul clubului există încă resurse pentru această deplasare. Deci ne-am chivernisit, cum se zice, de-a lungul anului. Bugetul mai mare, că multă lume se plânge de buget. Deci eu mare, mic, cum îl am bugetul, ăla l-am primit, cu ăla încerc să mă descurc și să reușim că oarecum ai adus discuția pe o zonă pe care vroiam și eu să o dezvolt. Cea mai sensibilă. Să aflu câte ceva de la voi, de la acești sportivi care reprezintă cu cinste Valea Jiului. Singur, dincolo de satisfacțiile pe care ți le conferă urcarea pe podium, diploma și medalia care îți demonstrează titlul pe care l-ai câștigat, dincolo de aplauzele publicului și de respectul în comunitate și în interiorul Clubului Sportiv Municipal, trebuie să existe și o satisfacție pecuniară. Ne uităm că, de regulă, atunci când fac proba valorii fotbaliștii, suntem învățați să vorbim despre sute de mii sau chiar despre milioane de euro. Da. Sunt curios dacă există satisfacții de ordin material, pecuniar, de o răsplată a acestei munci pe care
Iată, o faceți și voi la Clubul Sportiv Municipal și în primul rând pentru sportivii noștri, pentru că nu e ușor să fii totuși campion național și trebuie să existe o recompensă a unei astfel de tip. Da. Pentru rezultatele obținute la nivel național, cred că în fiecare an primăria i-a premiat mult, puțin, deci a fost o premieră. De fiecare dată, cred că ați fost prezenți și presa locală de fiecare dată când s-a făcut de Moș Crăciun, de sau început de an, așa. La nivel național, acolo există adevăratele premieri pentru ei, dar ca să primești, să fii premiat, trebuie să ajungi odată în lotul național. Odată în lotul național trebuie să ai un rezultat afară, exact ca la celelalte sporturi și automat ești premiat de minister. Am sportivi și am avut sportivi care au fost premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau cum era înainte Agenția Națională pentru Sport, obținând rezultate la campionatele europene sau mondiale, clasându-se în primii 5 sau primii 7 în funcție de nivelul și de categoria campionatului, au fost premiați. Deci unii au ajuns să primească, deci la nivel de cadeți, de juniori, au primit până la 5.000 de lei. Au fost sportivi, cum a fost Berzescu Daniel, cum a fost Negruțu Doria, care au ajuns la sume poate și mai mari, nu mai știu exact, fiindcă li se făcea un cont în bancă, aveau cardul propriu și ministerul le vira bani în funcție de documentația depusă de federație. Și cea mai titrată sportivă a fost Inca Alina, care a reușit să fie premiată într-un singur an, la un moment dat, pentru rezultatele de la nivel de seniori, cu în jur de 10.000 de lei, 100 de milioane vechi. Bine, la un alt sport poate că era mai mult. La sporturile olimpice sau pentru o medalie olimpică, dar pentru europene și mondiale. Am avut sportivi premiați la nivel de județ în ultimii 3 ani, în fiecare an am avut de Direcția Județeană de Sport, care, apropo, a fost tot timpul alături de noi la orice acțiune și când am organizat Cupa Open-ul Petroșianului în fiecare an. Deci Direcția Județeană de Sport a fost tot timpul alături de noi și suntem vizibili, cum sigur, se spune. Pe de altă parte, karateul este și un sport destul de costisitor. El presupune și echipament, presupune și alimentație, presupune destul de multe cheltuieli. Eu aș fi vrut să aflu de la Andrei dacă ar putea să-și facă din cariera aceasta sportivă și un mod de viață și un mod de a câștiga bani într-un viitor apropiat. Crezi că este posibil acest lucru sau în acest moment ești mulțumit de aceste recompense financiare dacă ele există? Da, eu sunt de părere că este posibil. Acum vreau să-l întrerup, el este deja acoptat în staful tehnic al clubului de 2 ani. Deci el este. Deoarece deci concurezi ca și sportiv. Dacă nu, de exemplu, ajungi la o vârstă când nu mai poți să concurezi, atunci poți să te duci pe arbitraj, pe calea arbitrajului, să arbitrezi competiții, să poți să pregătești alte grupe de copii, să antrenezi, deci are o deschidere mai mare, nu neapărat că te-ai sportiv, când nu mai sportiv nu mai poți să faci nimic. Are o deschidere mai largă și poți să, dacă muncești și dacă... A, și ziceați înainte de echipament și de asta, să știți că nu este, este chiar un sport ieftin. Da. De ce? Fiindcă un echipament, dacă l-ai cumpărat, un kimono, un set de mănuși tibiere, botoșei și protecția de dinți, sunt suficiente. Și astea nu te ajung, să zic, un echipament bun cu totul, să te ajungă până la 500 de lei, 600, care te ține 3-4 ani. Deci 3-4 ani și nu le cumperi toate odată, că odată ți se strică o mănușă, odată ți se strică și pentru nivel de, mai ales acum, în această perioadă, la nivel național poți să mergi nu neapărat cu să concurezi cu branduri, să ai echipament omologat VKF, fiindcă la nivel de VKF când ei merg la lot, ei primesc echipamentul de la federație. Doar kimonou deocamdată a lor, dar în timp o să le dea și kimonoul. Training-urile le-au primit de la federație pentru lotul național, iar restul sunt cheltuieli de alimentație, că noi mâncăm orice. Deci nu avem. Mai puțin cei care trebuie să se încadreze pe o categorie și au 2-3 kg în plus, trebuie să țină un pic de regim să și intre pe categorie sau să slăbească muncind prin transpirație. Absolut. Da. Sau am sportivi care trebuie să se îngrașe. Deci am avut și la această competiție care doi care trebuia să ia în greutate sau trei și am avut vreo trei care trebuia să-mi scadă în greutate să fie pe categorie. Că se întâmplă. Astea sunt sporturile de luptă. Unde trebuie să te încadrezi pe o categorie. Luăm o scurtă pauză pentru publicitate și revenim la discuția noastră din platou.
Fashion Cafe Express Petroșani. Vrei să savurezi băuturi rafinate sau cocktailuri diversificate? Vrei să bei o cafea bună sau să deguști produsele de patiserie? Sau vrei doar să te relaxezi cu prietenii? Vino la Station Cafe Express Petroșani. Station Cafe Express, mai mult decât o simplă cafenea. Spune-mi, ce înseamnă pentru tine viteza dublă de internet? Mai multe interneturi și vin la toți copiii. Mergem într-o parte, în foc, în joc, până în data. UPC lansează acum internetul de 200 de mega prin cea mai rapidă rețea națională. Ia-ți cel mai rapid internet Fiber Power cu Wi-Fi gratuit, cel mai multe canale digitale și HD și minute nelimitate în rețea. Acum începând de la 59 de lei. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în această seară împreună cu domnul Radu Polifronie, directorul CSM Petroșan, și cu sportivul Ionuț Andrei Ipate. Vorbeam adineauri despre, eu știu, posibilitatea unor avantaje materiale pentru sportivii din cadrul clubului sportiv de la Petroșani. Eu am o nelămurire vis-a-vis de acest sport al artelor marțiale și am observat chiar la Petroșani și în alte locuri că sportivii în general sunt foarte atașați de clubul sportiv care i-a format, i-a crescut și i-a dus spre performanță. Și Andrei este unul din exemplele fericite în acest sens. Mă întrebam de multe ori dacă în cadrul cluburilor sportive la nivel național de arte marțiale există, eu știu, acea perioadă sau acea tentație a transferurilor, așa cum este în fotbal, și plecând de la această idee, dacă ea există și dacă nu există cumva vreo constrângere legată de posibilitatea transferului de la dintr-o parte într-alta, aș vrea să-l întreb pe Andrei, în primul rând, ce l-a ținut neapărat la Petroșani și de ce nu a ales poate un club mai titrat la nivel național, eu știu, un gen Steaua, Dinamo, dacă acestea ar fi cele mai titrate cluburi sportive de karate din România. În primul rând, Radu, există această posibilitate? Da, există. Și sunt. S-au făcut transferuri și noi am avut pe vremuri generația lui Alina, sportivi care acum sunt între 27 și 30 de ani. S-au dus studenți la București, automat s-au transferat, s-au dus pe la Dinamo, dar ei în general la Dinamo se duceau. Aveau bani mai mulți, erau mai bine dotați ca și, cum să spun, sală, ca, nu. Dar în timp ei, fiind studenți în București, au trebuit să se și angajeze, să și mănânce, și atunci nu prea au mai putut să țină pasul, ca și sportivii care erau acasă în București, ținuți în puf de mămica și tăticul. Bucureștenii erau favorizați din punctul ăsta de vedere și ai noștri s-au pierdut pe parcurs. Am avut sportivi care au mers la Timișoara, la Cluj, dar s-au pierdut din cauza că ei nu mai erau acasă să fie ajutați de părinți cu mâncare. Tocmai pentru că acest transfer probabil nu vine la pachet și cu o sumă extraordinară de bani, ca în fotbal, și fac din nou această paralelă, poate nu tocmai fericită. Deci sportivul mergea la Cluj, dacă vrea să participe la clubul ăla, trebuia să-i dau legitimația, îi dădeam o ieșire, cel de la Cluj îi punea o ștampilă, intra în clubul lui, fiindcă interesul era să continue sportul. Sigur. Și ei aveau interesul să-mi atragă sportivii, că aveam oferte de la Timișoara, de la București, ca să-i atragă, fiindcă știau că noi creștem valori aici. Dar, nu, acum, de exemplu, după acest campionat, am avut surpriza să fiu sunat de sportivi care vor să vină la Petroșani să fie. Dar eu am pus niște condiții. Eu n-am cerut să-i aduc aici, dar îi aduc. Dar cum? Le-am zis doar dacă am venit studenți la Universitatea din Petroșani. Vreau să-mi fac și o echipă universitară. De ce nu? L-am pe el vârf de lance. Corect. Și atrag și studenți atunci. Prin clubul nostru am reușit să producem imagine și vreau să produc imagine în continuare, fiindcă reprezentăm orașul ăsta, Petroșaniu. Și eu am avut o discuție chiar și cu domnul primar și povesteam. Îi spuneam, sunt convins că dacă mă duceam în alt oraș, că am fost chemat la un moment dat la București, n-am vrut, zic, nu mă duc, că eu nu pot să fac acolo. Copiii de aici sunt altfel. Eu aici am pus suflet în acest club, în acești copii, deci am
crescut împreună, practic am crescut împreună cu ei și ca antrenor, ei ca sportiv, eu ca antrenor. Și acolo sigur n-aș fi reușit să fac performanța care am făcut-o în Petroșani. Fiindcă aici m-am născut, aici am crescut, doar cu pauza de 5 ani cât am fost handbalist la CSS Lugo și asta va asta. Andrei, a existat vreodată această tentație, eu știu, în cariera ta sportivă de a alege un alt club din România sau din străinătate? Nu. Adică odată, practic de foarte mult timp, pot zic că am copilărit cu echipa de aici, de la Petroșani, am crescut cu ea, acum am trecut atâtea generații, au trecut și eu tot am rămas așa și m-am atașat atât de tare încât pot să spun că dacă... Și dacă ar veni vreo ofertă, în primul rând ai refuza-o? Probabil da, cel mai probabil, deoarece m-am atașat aici de colegii de aici, lucrăm foarte bine împreună, ne înțelegem ca și echipă, ca și prieteni, deci nu ne rezumăm numai venim la antrenament și atât, mergem, ieșim cu bicicletele împreună, deci suntem ca o familie, pot să spun. Excursii am făcut împreună, noi suntem atașați de biciclete vara, când avem timp liber, mergem foarte mult cu bicicleta, deci e un hobby pentru noi. Și cum el e student aici, mai avem în sală încă 4-5 care vor rămâne probabil studenți aici, mai mult ca sigur. Și va fi o echipă universitară numai din Petroșeneni, cum să zic, sau din Valea Jiului, că sunt și din Lupeni, sunt și de la Uricani, sunt și de la Baru Mare copii. Dar să vedem, acum să fim sănătoși, aici e cel mai important. Absolut. Și vă dați seama că ne așteaptă Open-ul Brașovului, revenim iarăși la Open, Open-ul Brașovului, Open-ul României la Brașov de Supercupa. Acolo toți se vor pregăti că știu ce au pățit la București. Eu din contră i-am motivat acum la antrenament, le-am spus. Ne-am bucurat. Mult mai grea decât ei naționalele, nu, da, poate. Nu se bucurau de asta, poate aveți imaginile de la echipă de la finală să dați bucuria, fiindcă am învățat să se bucure. Noi nu ne bucuram, eram modești, câștigam meciul, ok, pac, premier. I-am zis, trebuie să învățați să vă bucurați, fiindcă meritați. Suntem campioni anul ăsta, nu știu la anul, poate n-o mai fi la anul. Poate o să fim iară, nu știu. Dar acum suntem campioni, vreau să ne bucurăm. Și s-au bucurat, au învățat să se bucure, să simtă succesul. Și ne-am bucurat 2-3 zile, am simțit și am zis gata, picioarele pe pământ, considerăm că am pierdut acest campionat și să plecăm de la zero, să ne pregătim din nou, să corectăm unde au fost greșelile și lipsurile din această competiție. Că am avut și greșeli, am avut și lipsuri, am avut și noroc. Deci norocul de obicei ține cu cel mai bun, cum se spune în sport. Dar norocul mai ți-l și faci. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Și atunci am zis, trebuie să o luăm de la început, să ne pregătim și mai bine, fiindcă deja se așteaptă. Ei știu că noi suntem bine pregătiți și se pregătesc și mai bine. Deci ei nu vor dormi. Vom fi singuri coordonați tuturor acolo. Toată lumea vrea să bată campionii. Și va fi greu. Va fi greu. Mai ales că la Brașov, nu știu dacă va fi și pe echipe, va fi numai pe individual. Și atunci trebuie să câștigăm cât mai multe categorii de individual, ca să ne menținem în top. De obicei, după o competiție, ați văzut și la echipele mari de fotbal, după un meci reușit în Champions League, când vin în campionatul intern, au o cădere, după nivelul ăla tare, vin acasă. Ei, la noi, acum e invers, nivelul va fi mai tare la Brașov, fiindcă vin și ceilalți campioni din celelalte stiluri, va fi mult mai tare și trebuie să fim și mai pregătiți. În altă ordine de idei, pentru că e greu să te gândești ce poate urma după ce ai reușit să cucerești prima treaptă a podiumului. Vreau totuși să vă întreb, pentru că așa cum spuneai, tragem linie și de mâine o luăm de la zero. Există loc de și mai bine pentru CSM Petroșani la secția de karate? Există performanțe și mai mari pe care doriți să vi le atingeți? Da, eu mi-am... există. Deci în primul rând spun că există. Și eu vreau să iau pas cu pas. În momentul când jucam handball până în 90, am aflat de arte marțiale, erau interzise, karate, mă rog, că toată lumea știa de karate atunci. Am trecut la karate, aveam colegi de liceu care acum sunt unui procuror în Lugoj, unui la ofițer, la jandarmi, unul, deci majoritatea sunt pe structuri militare. Și cu ei am luat, ca să zic așa, contactul prima oară cu karateul. Apoi am trecut mai departe, eram student în Petroșani, fiindcă aveam bunica în Petroșani și aveam unde să stau și am venit student la Petroșani și am dat de karate aici, erau câteva cluburi atunci, am găsit la casa studențească pe Matei Simion Bogdan, care a fost primul meu antrenor, că de acolo vine și numele prima oară al clubului nostru, Masivo. Îl cheamă Matei Simion Bogdan. Deci am păstrat așa un respect pentru el, fiindcă el mi-a inoculat
iubirea asta pentru acest sport, dragostea asta de karate și așa mai departe, că nu făceam altceva, nu ieșeam la sub, nu mergeam niciunde, mergeam cu el la antrenament, când făceam în sală, când făceam sus pe brădet, când peste tot. E, a fost etapa asta și visam, mamă, să-mi fac și eu un club, hai să ajung și eu la centura neagră. Și tot mi-am propus, deci dacă îți propui obiectiv, mamă, dacă iau și eu o medalie de bronz, sigur nu o vei lua. Dar dacă mi-am propus medalia de aur, sigur am fost pe podium. Și tot timpul am avut... Mai important e să-ți propui mai mult. Deci am visat foarte mult și am fost conștient că pot. Deci eram convins că voi putea face asta. Și mi-am dorit să fac asta foarte mult. Și după ce am început să ne remarcăm, cam din 99 am început să avem rezultate bune. Deși eu în 95 am avut primul campion național pe Maloviș Dorin. Ieșise la Alba Iulia, la zonă. Chiar că a fost doar campion de zonă. A fost un campion. Și după am mers cu el la finală pe țară și așa mai departe. Dar am mers pas cu pas și mi-am dorit asta. Acum ce urmează? Deci eu îmi doresc foarte mult să unul din ei să ajungă să ia o medalie la nivel de WKF. România are la nivel de WKF doar 4 medalii de bronz, 3 obținute de Sandu Ștefania, care pe vremuri a fost la Rapid, după aia de vreo 12 ani sau 10 ani pe la sportul studențesc, nu știu exact. Și una de Nițu Claudia de la Dinamo București, care în 2006 la Tampere, în Finlanda, a obținut medalia de bronz la seniori. Iar la nivel de cadeți, juniori și tineri, România nu are medalii. Are locul 5, locul 7. Avem și noi un locul 7 în palmares în 2011 la Novi Sad, la EKF, la europenele interstiluri prin Berzescu Daniel. Deci a fost o performanță și mi-am dorit foarte mult o medalie la nivelul ăsta. Nu știu dacă va fi anul ăsta. Nu știu. Fiindcă acum el a fost mult în cantonamentul ordului național, e în premieră anul acesta când cei de la federație au reușit să țină sportivii foarte mult timp în cantonament, să-i pregătească, dar până antrenorii care au fost puși la lotie, pus unul de la Steaua București, unul de la Dinamo și o domnișoară de la Sportul Studențesc și antrenor federal cel de la Vâlcea. Dar ei nu cunosc sportivii foarte bine, că nu sunt mulți din cluburile lor. Să zici că... Deci eu pe el îl cunosc mult mai bine. Sigur. Deci la finala lui n-am fost eu la scaun. Cei care au fost în lotul național, deci de la noi, din Petroșani, Ipate, Ionuț și Hatfaladi Ștefania, au avut la colț pe antrenorul lotului, unul din antrenorii de la lot. Automat nu i-am cunoscut la fel de bine ca și mine. Eu, de exemplu, dacă aș fi fost la el, l-aș fi coordonat în ultimele 10 secunde ale finalei ca să nu primim avertisment și penalizări și să ratăm obiectivul. Dar cel de acolo n-a știut să-i folosească calitățile lui, în primul rând. El e un sportiv complet. Forță, explozie, viteză, merge și pe brațe și pe picioare, pe tehnică de picioare și pe tehnică de brațe și pe tehnică de proiectare de secerări. Fiindcă am lucrat și cu un antrenor de judo cu ei ca să învețe foarte bine proiectările și secerările care în karate există, dar ca să le facem și mai bine, am apelat la un antrenor de judo, am lucrat cu Erica Santa, care este o prietenă de-a noastră și ne-a ajutat foarte mult în pregătirea lor, în partea de proiectare și de... Da, da. Andrei, aceeași întrebare pe care am adresat-o și lui Radu. Crezi că poți fi unul dintre sportivii României care să atingă acea performanță la care visează, iată, antrenorul tău? E asta, Andrei, asta e... Dacă nu, cel puțin se ridic cât mai sus ștafeta ca să vină următorul pe să o depășească și să... Dacă chiar... Dar eu asta... E tânăr, plec, nu am ce pierde. Are timp. Am muncit toată vara și pentru asta m-am pregătit. Mă duc acolo să dau tot ce am mai bun din mine, să dau tot ce pot să... Vom încerca. Noi vom încerca. Îmi pare rău că nu pot să fiu la Guadalajara măcar în tribună alături de ei. Și asta e. Că sunt cu lotul împreună și... Da. Dar la noi munca a fost în echipă, de exemplu, la antrenament nu e că eu spun un lucru și ăla e literă de lege. Cu Alina lucrez foarte mult. Alina fiind încă și sportivă, anul ăsta n-a concurat, fiindcă a avut o accidentare la coloana vertebrală în zona lombară și a trebuit să stea în repaus un an de zile, deci n-a concurat deloc. Foarte mult ne ajută, ea fiind și sportivă și antrenor, deci simte altfel meciurile. Și cu ei lucrăm la antrenament și dacă unul a simțit ceva, zice, sensei, dar eu pot să fac asta mai bine așa, și atunci vedem, studiem, filmăm, punem pe televizor, avem perioade când facem vizionări înainte de studiu pentru ei să se vadă pe ei cu sportivi valoroși de top din Europa și la nivel mondial. Deci
E destul de complex mecanismul ăsta de pregătire pentru... Nu e pur și simplu, intră lumea în sală, mulți nu știu cât de greu le este lor la antrenament și oricine vrea să vină... Are Valea Jiului și Petroșanul în mod special un, și un public pentru acest sport care devine, iată, un sport absolut de performanță, cel puțin pentru, pentru Valea Jiului? Da, eu zic care, pe, în primul rând sunt părinții, prietenii, familiile lor. Că la, dacă ați observat și la televizor și la olimpiadă, și la scrimă, și la haltere, în general sunt cunoscătorii. Sigur. Nu e ca la fotbal, la hama, la sporturile de echipă cu mingea, unde într-adevăr merge multă lume și clar umplusările și mai departe. Sporturile individuale sunt mai dificile din a atrage publicul și în primul rând sunt atrași, sunt atrase familiile sportivului care îl susțin. Și automat prietenii, rude, cunoștințe, dar încet, încet a crescut numărul publicului de karate. Și în premieră că la București s-a intrat cu bilet în sala polivalentă. A fost 30 de lei abonament, nu, 25 de lei abonamentul sau 20 de lei pe prima, pe, pentru finale și 15 lei pentru prima zi. Asta înseamnă că probabil există deja și un public care are o cultură sportivă și care înțelege acest sport și nu-l privește doar așa cum mi-aduc aminte prin anii 90 și era privit karateul ca o bătaie organizată. Da, dar nu, e puțin greșit înțeles că dacă vedeți, de exemplu, în Franța la mondiale, în Paris, Bercy, 25.000 de locuri. Miercuri și joi au fost mai puțin, a fost, să zicem, jumate sala plină, dar vineri, sâmbătă și duminică a fost arhiplină. Deci, biletele la finale pentru sâmbătă și duminică la mondiale nu se mai găseau din luna iunie. Și mai este un lucru care trebuie să-l spunem. Karateul s-a impus în cinematografie. Nu există film de acțiune fără arte marțiale. Deci nu există structuri militare, poliție, jandarmerie, armată în care să nu se practice. Într-o armată serioasă, karateul este de bază. Artele marțiale sunt de bază. Deci e un sport al viitorului în orice domeniu, militar, în filme, în... Deci e un... Și nu numai asta, dar sunt multe care le poți face prin aceste sporturi. Da, pentru că în primul rând să fii sănătos. Asta e cel mai important. Dezvoltă, deci numai încălzirea care se face la nivel de copii până la nivelul lor, la seniori, se face de la degetul mic de la picior până în vârful capului. Iar la copii, cei mici de grădiniță, fiindcă avem o grupă de karate aplicativ se numește, se lucrează foarte mult karate sub formă de joacă. De-aia spune karate aplicativ. Le dezvoltăm coordonarea, stânga, dreapta, calitățile motrice, viteza de reacție, deci învață să fie stăpâni pe ei înșiși, să ia decizii. Deci karateul te învață să iei decizii, fiindcă tu intri în suprafața de concurs singur. Tu deja trebuie să fii capabil să iei o decizie. Ce vei face? Vine adversarul din față. Bun, dacă e mai bun, câștigă. E proba de kata. Partea aplicativă unde faci explicația tehnicilor. Practic, de unde pleacă tehnicile de luptă? Bunkai-ul, ce înseamnă? Partea când aplici cu partener, kata, explici tehnicile cu un partener prin luptă. Deci, sunt foarte multe care. Deci, nu e, e mult de povestit. Deci, artele marțiale sunt un univers care niciodată nu ajunge la capăt. Deci, tot timpul mai de învățat, mai de învățat. Pe de altă parte, este un univers fascinant al sportului. Da. Pentru că ne aflăm pe finalul emisiunii, aș vrea să te mai întreb, Radu Polifronie, iată dacă la nivel de arte marțiale CSM Petroșani a ajuns la acest stadiu de performanță, cel puțin de nivel național, ce se întâmplă cu celelalte secții din cadrul clubului? Există și acolo perspectivele unor performanțe cel puțin la fel de bune? Da, există. Numai nu trebuie, avem chiar și rezultate. Și la tenis de câmp în special avem rezultate prin elevii domnului profesor Peter. Iar un vârf este Kevin Lovas, care are destule turnee aproape săptămânale și rezultate. Poate sunt mai puțin mediatizate, fiindcă deci eu nu am timpul necesar să fiu în legătură cu presa. Le-am spus și lor, aveți un rezultat, mi-l dați la club și apoi automat să mergeți să-l putem comunica mai departe. Sau pot să vină și singur, că de exemplu el deja, bine, e mai mare, e în faza în care se duce singur la Loredana, la ziar. Corect. Sau, deci deja trebuie să știe să-și promoveze rezultatele. Avem la șah rezultate care, dar copiii sunt mici, trebuie crescuți. Deci de ce la karate am avut rezultate foarte bune din prima? Fiindcă copiii n-au plecat de la zero. Deci eu pe ei am avut crescuți pe
clubul Massivo, de unde i-am transferat, i-am luat de gata. Deci am transferat de pe Massivo Petroșani, pe CSM Petroșani și Massivo Petroșani. Da, au avut un nivel foarte ridicat, bun de pregătire, de competiții. Aici doar i-a ajutat partea financiară a CSM-ului să crească și mai mult. Fiindcă acolo nu erau posibilități. Acolo folosim Massivo Petroșani, îl folosim doar ca o pepinieră, unde intră copiii mici, intră să se dezvolte, să facă mișcare, să crească. Și de acolo, ușor, ușor, îi trecem... Într-un proces de selecție, da, îi trec în... Da, da, la performanță, și nu numai. Nu numai. Deci de asta lor le-a fost mai greu și la tenis de masă, la Marius. Copiii sunt mici până îi formezi, deci îți trebuie câțiva ani să ai un pic de notorietate, să știe lumea de secție. Deși secția este foarte bine dotată ca material, avem mese, nu mai țin minte firma acum, dar am cumpărat mese performante. Avem robot pentru tenis de masă. Deci există dotări la tenis de câmp, avem tot ce ne trebuie, și mingi ecologice, și rachete, și fileuri, și fileuri despărțitoare la terenurile de la stadion de jos, de la Jiu. Deci la șah avem dotare, deci avem tot, să zicem, ca materiale stăm destul de bine. Stăm destul de bine, deci trebuie timp, nu poți din prima să bați din palme și să faci performanță peste tot. Și, nu, poate eu sunt un pic mai ambițios, că eu sunt, nu, și antrenorul principal al secției și așa am fost crescut. Eu am crescut într-o familie de sportivi, taică mi-a fost primul meu antrenor, deci doar a fost până în 86 antrenor la CSS Petroșan și la Știința Petroșan la handbal. Deci am crescut în sport, am fost plecat cu el de mic, mă luam toate deplasările aproape, deci altceva, deci am știut cu ce să mănâncă sportul. Ceea ce este cel mai important e poate faptul că, iată, și prin voi și prin succesul tinerilor sportivi de la CSM Petroșani, Valea Jiului și municipiul Petroșani reușesc să câștige nu doar performanță, ci reușesc să câștige o imagine corectă, o imagine mai bună, da, în România și în lume. Am arătat prin aceste rezultate și nu numai acum, am arătat că în Petroșani există și așa, că există valori. Și ați văzut că și la olimpici, la școlari și la orice sport aduc rezultate și eu mă bucur de fiecare dată când văd un rezultat al unui sportiv din Valea Jiului și cred că asta ar trebui să facă fiecare cetățean din Valea Jiului, nu să ne dăm în cap unii la alții când suntem și așa o zonă în care e mult mai greu decât în București și decât în orașele mari. Performanțele se obțin mult mai greu. Se obțin mult mai greu, fiindcă noi, deci eu nu primesc, am primit singurul campionat național, l-am primit în 2009, campionat național pe echipe la Petroșani, doar datorită că era doamna Monica Ariții, doamna deputată Monica Ariții, era, la vremea respectivă era ministru sportului. Și de asta ne-au dat campionatul la Petroșani, că altfel nu ni-l dădeau. Și mi-au dat și Cupa României la Petroșani. După aia nu mai. Deci se vede că bucureștenii nu ne iubesc și eu sunt foarte ambițios de obicei în meciurile cu echipele din București și vreau să-i bat. Vreau să câștig împotriva lor și asta e una din marile mele ambiții și am reușit. Și am reușit să-i fac să se teamă de noi. Și fiindcă avem și în spate, cum să spunem, avem un om care crede în noi, care ne sprijină și crede în noi, efectiv, am văzut, am simțit asta și au simțit și ei că e alături de noi, pe domnul primar Tiberiu Iacobriții. Orice ar spune lumea, deci asta e, deci îl simt alături de noi, este și ne sprijină. Sigur, și fără, și poate lucru, fără el, ca să bun. Zicem că este un cum să spunem, un vârf de, nu știu cum exprim bine, un vârf de lance, un conducător din umbră care ne sprijină și știe că noi putem să facem asta și are încredere în noi. Și noi sper că n-am dezamăgit și sper și la Brașov să avem aceeași încredere și să ne întoarcem și de la Brașov la sfârșitul noiembrie cu rezultate bune și să putem aduce telespectatorilor noștri alte vești bune. Da, și poate veniți și la sală să faceți o filmare la un antrenament, că să vadă lumea cum se pregătesc ei. Poate asta până în Brașov, fiindcă după Brașov o să avem și noi o perioadă mai de relaxare, mai ușoare, antrenamente mai ușoare, dar până atunci va fi greu. Iată o invitație pe care o primim cu plăcere. Radu Polifron, îți mulțumesc pentru prezența în studio, îți doresc mult succes. Am omis un lucru să-l spun, dacă îmi permiteți o secundă. Sâmbătă aceasta, deci nu numai cei mari, CSM-ul are viitor extraordinar, fiindcă cei mici crescuți efectiv doar de Alina, că ea chiar se ocupă de cei mici în mod special, 8, 9 ani și 10, 11 ani, a deplasat 15 sportivi la Râmnicu Vâlcea, a fost selecție, tot în vederea loturilor naționale, au fost 5 zone în țară, Cluj, Râmnicu Vâlcea, București, Constanța și nu mai știu în Moldova unde. Și noi am avut zona cea mai apropiată, ne-am dus la Vâlcea, că era mai ca și kilometri mai aproape.
Și din 15 sportivi, deci în fiecare zonă 11 erau selecționați pentru lotul național. Din cei 11, 5 sunt din Petroșani. Să le spun și lor numele? Da. Este două fetițe, 8-9 ani, Stăncioi Anisia, 10-11, Miclea Nicoleta. La băieți, la 8-9 ani, Giurca Andrei. Și la 10-11 ani, Bradu Alexandru și Cristescu, și Cristescu Vlad. Deci 5 copii din 11 posibil. Deci un motiv din Petroșani. De bucurie și da, de și vreau să o felicit pe Alina pentru ce a făcut cu ei și fără ea, iarăși nu puteam. Noi suntem o echipă. La fel cum și la antrenament, dacă lipsește unul, deci deja se simte. Deci ei trebuie să fie toți acolo. Au energia aia pozitivă care se trag unul pe altul tot mai sus, tot mai sus. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, succes la Brașov, iar ție, Andrei Ionuț, succes la campionatul mondial, pentru că este cea mai importantă competiție de până acum din cariera ta de sportiv. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă reamintesc, am avut alături de noi pe domnul Radu Polifronie, directorul CSM Petroșani, și pe unul din cei mai performanți sportivi ai acestuia, Andrei Ionuț Istrate. Ipate. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi în această seară și până la o nouă întâlnire nu-mi rămâne decât să vă doresc toate cele bune.